Dragi prieteni, vă spun un bun venit la o nouă apologie. Această apologie va fi despre mișcarea fraților, ei mai sunt numiți creștini evanghelici, care practică botezul mic, la copii mici, și unii dintre ei practică și botezul adulților. Ei merg foarte mult pe învățătura Sfintei Scripturi, dar interpretată de Darby și asociația acestuia, cei care știți puțin istoria, și aceștia numesc adunările lor adunări din părtășie. Doresc în clipul acesta să vă pun înainte o parte dintr-un clip făcut de unul dintre frați pe care îi cunosc, care cred că este un frate credincios, dar care pune sub semnul întrebării cel puțin două chestiuni: validitatea funcției de păstori în biserici și, doi, asocierea noastră cu anumite nume a unor oameni. Și trebuie să știți, în această mișcare, asocierea cu anumite culte sau denominații sau purtarea unor etichete te exclude practic de la masa Domnului. Deci ei nu pot să aibă părtășie cu nimeni care este în vreun cult, în vreo denominație, indiferent de cât de corect ar fi doctrina lor, și nu pot să frângă pâinea, să aibă părtășie de felul acesta din cauza acestor motive. Unul dintre argumentele cel mai frecvente folosite pentru această despărțire, respingerea asocierii cu asemenea oameni, este luat din 1 Corinteni, specific din capitolul 1, despre dezbinările din Corint. Și vreau să ascultați puțin argumentul și să interacționăm cu el. Pentru că mi s-a arătat despre voi, frații mei, prin ai Chloiei, că între voi sunt certuri. Vorbesc dar despre aceasta, că fiecare dintre voi zice: eu sunt al lui Pavel, și eu al lui Apollo, și eu al lui Chifa, și eu al lui Hristos. Cum s-ar traduce asta în limbajul bisericii din secolul 21 din anul 2018? S-ar traduce cam așa: tu unde mergi? Eu merg la Talos. Sau eu merg la Pustan. Sau la Ianovici. Am amintit doar despre câteva nume care sunt mai cunoscute printre evanghelicii de astăzi. Sau alții spun: eu sunt luteran. Sau alții spun: eu sunt calvinist. Și își leagă numele de creștin de numele unui om. Este fix același lucru. Ce făceau unii, ce făceau alții? Probabil că cei care spuneau eu sunt al lui Pavel veneau la biserică doar când venea Pavel. Alții veneau doar când venea Apollo sau Chifa. Și ceilalți nu veneau deloc. Cam asta se întâmplă și în zilele noastre, în bisericile evanghelice de astăzi. Observați care este argumentul, da? Se citează din 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 12. Vreau să analizez această doctrină, această practică a lor în felul următor. Este foarte interesant că și fratele și în general se citează doar o parte din verset. Pavel spune: vreau să spun că fiecare dintre voi zice: eu sunt al lui Apollo, Eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo și eu sunt al lui Chifa. Dar mai există a patra categorie pe care fratele nu o menționează. Unii care spuneau: și eu sunt al lui Hristos. Și Pavel îi pune la rând. De ce? Pavel nu exude: a, voi care ziceți că sunteți al lui Hristos e ok. Nu! De ce? Pentru că cei care spuneau că sunt al lui Hristos și ei aveau același duh de dispreț și de dezbinare ca și ceilalți. Cu alte cuvinte, unii spun: sunt al lui Apollo, al lui Pavel, al lui Chifa. Noi care zicem că suntem al lui Hristos suntem mai grozavi, și desprețuiau pe ceilalți și se dezbinau și se separau. Da? Cu alte cuvinte, poți să spui că ești al lui Hristos și să ai același duh de dezbinare și același dispreț. Ba chiar s-ar putea să ai un dispreț superior și să ai un duh de fracturare, de separare și de dezbinare mai pronunțat decât ceilalți, pentru că tu ești mai spiritual, tu nu ești al lui Pavel sau al lui Apollo sau al lui Chifa, ci tu ești al lui Hristos. Da? În al doilea rând, Pavel îi mustră și pe cei care spun că sunt ai lui Hristos pentru faptul că se dezbinau în numele lui Hristos, și este mai grav decât să te dezbini în numele lui Pavel. Cei care se dezbină în numele lui Hristos fac un păcat mai grav decât cei care se dezbină în numele oamenilor. Și Pavel răspunde lor: Hristos a fost împărțit, răspunde la prima categorie, da? Hristos a fost împărțit, cei care spuneau că noi suntem al lui Hristos. Și el spune: pe ce Hristos a fost împărțit? După aia răspunde celor care spun că sunt al lui Pavel: Pavel a fost răstignit pentru voi? Vedeți că și cei care spuneau că sunt al lui Hristos se dezbinau și disprețuiau și se făceau vinovați înaintea lui Dumnezeu. Și ei fracturau adunarea. Cei care spuneau că sunt al lui Hristos, sub numele și eticheta de Hristos. În al treilea rând, soluția lui Pavel nu este soluția care e promovată în bisericile din părtășie sau bisericile fraților. Care e soluția lor? Soluția lor este: dacă îți pui baptist, pentecostal, creștin pe evanghelie, reformat, presbiterian sau orice altceva, dacă alții te-au poriclit în felul acesta, nu putem să avem
părtășie cu tine, nu mai suntem la masa Domnului. Asta spune Pavel? Nu mai luați masa Domnului cu cei care zic că sunt al lui Pavel. Nu mai luați masa Domnului cu cei care sunt al lui Chifa. Nu spune Pavel asta. Pavel nu spune faceți fractura mai adâncă. Pavel nu spune dezbinați-vă mai tare, separați-vă mai tare decât v-ați separat deja. Nu, Pavel nu spune nicăieri lucrul acesta. Pavel nu spune nu mai stați la frângerea pâinii. Nicăieri Pavel nu dă soluția asta. Știți care e soluția pe care o dă Pavel? El îi duce la Evanghelie. Hristos a fost împărțit? Ați fost voi botezați în numele lui Pavel? Nici vorba de așa ceva. El îi duce la Evanghelie și tot capitolul după aceea vorbește despre Domnul Iisus Hristos, despre Evanghelie. Da? Ăsta e modul în care se rupe dezbinarea. Având la bază aceeași Evanghelie, nu aceleași etichete. Pavel atinge problema care era dezbinarea, nu eticheta. Pavel nu-i superficial. Și asta văd eu în bisericile în părtășie. Se merge la nivel superficial. Dacă ai eticheta asta, nu mai avem părtășie cu tine, nu mai stăm la frângerea pâinii cu tine. Pavel nu face asta. Pavel se duce jos, la temelie. Aveți aceeași Evanghelie sau nu? Și el spune dezbinarea, nu etichetarea. Dezbinarea, fracturarea, separarea dintre voi se datorează neînțelegerii Evangheliei. Neînțelegerea cine este Domnul nostru Iisus Hristos. În al patrulea rând, cine citește Sfânta Scriptură și 1 Corinteni, dacă n-ar fi existat învățătura lui Darby și bisericile fraților, nimeni n-ar ajunge la concluzia că cei care au anumite etichete, creștini pe Evanghelie sau baptiști, n-ar putea să aibă părtășie împreună și să ia cina Domnului împreună. Nimeni n-ar găsi în Biblie vreun text din asta. Nimeni! Și fracturarea asta între bisericile din părtășii și cele din afara părtășii, indiferent de denominația lor, se face nu pe un text din Sfânta Scriptură, ci se face pe baza învățăturii lui Darby. Pe baza învățăturii lui Darby și a fraților. Dar este ascunsă sub numele acestea. Noi ținem la numele Domnului Iisus Hristos. Iar eu spun că nu este așa. Nicăieri unii citești în Biblie, nu spune, dacă cineva își pune vreo etichetă, dezbină-te, fracturează-te, desparte-te de el. Bineînțeles, tu spui, păi ei s-au despărțit că și-au pus eticheta, nu e adevărat. În biserica din Corint, noi suntem mai rău decât biserica din Corint astăzi, ascultați-mă. Ăștia chiar dacă spuneau sunt al lui Apollo, sunt al lui Pavel, sunt al lui Chifa, sunt al lui Hristos, luau cina împreună. Luau frângerea pâinii. O luau rău, dar o luau împreună. Erau încă în aceeași adunare. Acum să faci o fracturare atât de adâncă și atât de puternică, zic, nici măcar nu, să nu fim împreună, nici să nu luăm frângerea pâinii împreună. Nimeni citind 1 Corinteni n-ar ajunge la concluzia că soluția sau pedeapsa sau disciplina trebuie să fie separarea, împingerea altora de la masa Domnului. Sau cum spun frații din părtășie, cei au baptiști și cei au creștini după Evanghelie, nici măcar nu-i masa Domnului. Nu spune Pavel așa ceva. Asta este învățătura lui Darby și a asociațiilor lui și a unor frați. Și nu este învățătoarea din cuvântul lui Dumnezeu. Și fracturarea asta care se produce din partea celor din părtășie este mai adâncă decât orice fracturare care a existat vreodată. Decât orice fracturare. Și asta nu vine din Duhul lui Dumnezeu. Da, totul este făcută sub să nu fim împăcat de asociere și așa mai departe. Dar nu este din cuvântul Domnului. Se folosește degeaba textul ăsta. În al cincilea rând, frații, care exclus pe toți ceilalți, toate celelalte denominații, nu fac mai mare dezbinare decât toți? Eu dacă îmi spun calvinist sau dacă îmi spun luteran sau dacă îmi spun baptist, eu pot să iau cina cu un creștin după Evanghelie care are aceeași Evanghelie ca și mine. Pot să iau cina cu el. Dar ei nu pot să ia cina cu absolut nimeni. Cu absolut nimeni din lumea asta decât cu ei care sunt în mișcarea lor. Cine face fracturarea? Cine face fracturarea? Eu zic că trebuie gândit o leacă mai bine lucrul ăsta, da? Acuzația este că noi cu etichetele noastre am făcut fracturare. Nu! Adevărul este că ați văzut o sperietoare în etichetele astea și v-ați dezbinat, v-ați separat de absolut orice credincios din lumea aceasta. Și nu puteți să aveți cu ei părtășie la masa Domnului. Și foarte trist. Ai parte de frângerea trupului Domnului Iisus Hristos. Prin faptul că ești mântuit prin jertfa lui, ai parte, poți să frângi pâinea cuvântului cu toți credincioșii, dar nu poți să frângi pâinea la masa Domnului în amintirea jertfei Domnului, care, să fim serioși, este inferioară jertfei Domnului Iisus Hristos. Da? Este inferioară Evanghelie, este un simbol al jertfei Domnului Iisus Hristos. Adică poți să ai cel mai important lucru pe Domnul Iisus Hristos și Evanghelia, dar nu poți să ai simbolul care arată lucrarea Domnului Iisus Hristos. Mie mi se pare dubios. În al șaselea rând, Pavel, cum am spus, soluționează totul cu Evanghelia. Pot avea părtășie cu oricine, indiferent de etichetele lui, dacă are aceeași Evanghelie. Pe temeiul Evangheliei, pe temeiul jertfei Domnului Iisus, ăsta este temeiul. Ăsta este temeiul. Temeiul este jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă nu trăiești în păcate scandaloase, dacă nu se face vinovat de erezii grave, da, de doctrine false, pot să am părtășie cu omul acesta. Și eticheta mă lasă rece, pur și simplu. Mă lasă rece. În al șaptelea rând, dacă stați vă gândiți puțin, numele de exemplu de baptist, înseamnă botezat, ăsta este în Sfânta Scriptură. Și numele de baptist, de exemplu, a fost o poreclă. Există mărturisiri de credință care îi spun mărturisirea de credință a creștinilor așa numiți sau porecliți botezații sau rebotezații. Dar ei nu-și puneau lor așa, așa-i porecleau alții.
Și vin frații și spun, eu nu pot să iau cina cu tine, fiindcă alții te-o poreclit baptist. Păi ce se-o vineva că ei mă poreclit pe mine baptist? Sau că mă poreclit calvinist pentru că cred ce-o spus Pavel? Mă numesc calvinist pentru că cred ce-o spus Domnul Iisus în Ioan 6, în Ioan 10, în toată Sfânta Scriptură, ce-au spus apostolele. Pentru că unii mă poreclesc pe mine, tu spui, nu mai iau cina cu tine. Mi se pare logic. Eu vreau să iau cina cu tine, eu vreau să împărtășesc cu tine. Te consider, fratele meu, dacă crezi aceeași evanghelie și stai pe aceeași temelie a jertfei Domnului Iisus Hristos. Tu nu poți, tu mă respingi. Mie nu mi se pare normal lucrul ăsta. Numele acestea au fost porecle. Dacă cineva ar începe să vă numească darbiști, o să vă numesc de acum darbiști și o să învăț pe toată lumea să vă numească darbiști, acum nu mai puteți să luați cina niciunii cu alții. Pentru că aveți porecla de darbiști, fiindcă alții vă porecli darbiști. Este irelevant cum vă poreclesc cu oamenii. Este absolut irelevant. Eu cred că orice om recunoaște în primul rând când îl întreb despre relația lui cu Dumnezeu că este copilul lui Dumnezeu. Nu zice sunt calvinist, sunt luteran. Nu zice nimeni așa, ascultă-mă, nimeni nu spune lucrul ăsta. Sunt darbist, nu spune nimeni, sunt copilul lui Dumnezeu. Ăsta este cel mai important lucru, indiferent de denominația din care ar face parte. Cei mai mulți oameni n-au nicio treabă cu denominațiile lor din care facă. Asta e politica altor, n-au nicio treabă ei. Ei n-au nicio treabă, ei își iubesc frații, se duc la adunare, se închină Domnul, n-au ei preocupare cu... Asta e obsesia, fraților. Cu faptul că cineva se află într-o denominație sau nu. Cei mai mulți oameni n-au nicio treabă. Părinții noștri n-au nicio treabă. Sau creștinii n-au nicio treabă cu denominații și cu culte. Nicio legătură nu au. Dar pentru că alții mă etichetează într-un fel, tu mă respingi de la cina Domnului. Dacă eu v-aș eticheta darbiș de azi înainte, GBV sau un alt fel, n-ați mai luat cina una cu alții pentru că aveți o etichetă pe care eu v-am dat-o? Nici vorbă. Nici vorbă. Așa, apropo, eu vorbesc din poziția unui care este în afara oricărui cult. Eu sunt într-o adunare care nu se află în niciun cult, da? Deci nu argumentez pentru a fi în cult, pentru a fi într-o denominație, nici vorba de așa ceva. Departe de mine lucrul acesta. Dar de aici aș până la a merge la fracturarea care se creează astăzi, este distanță foarte mare. Și vă mai spun un lucru, eu cunosc foarte mulți frați de la creștini după Evanghelie, de la baptiști, de la pentecostali, reformați, cunosc frați din părtășie, cunosc care botează adulți, care botează copii. Sunt unii dintre ei care nu cunosc Evanghelia, dar pe ei primiți la masa Domnului. Oameni care nu știu ce se întâmplă acolo, care nici nu gândesc să ducă acolo din obișnuință. S-au născut în familie de pocăiți, au fost botezați de mici și merg acolo fără nicio treabă. Pe ei nu-i chestionați. Bine că n-are eticheta. Nu e important că nu înțelege Evanghelia, că nu înțelege jertfa Domnului Iisus Hristos, nu e important că dovadă că e un necreștin, nu e important asta. Important e că e împărtășie, important că n-are o etichetă dată de alții. Îl primim la masa Domnului. Cine păcătuiește? Față de cine ar trebui cu adevărat să te separi? Eu cred că ar trebui pusă întrebarea aceasta. Și în final, sunt 100% sigur și citesc Sfânta Scriptură că lui Pavel niciodată nu i-a trecut prin cap, niciodată, că unii astăzi mi-ar putea interzice mie să iau cina cu mama și cu tata pentru că ei sunt într-o biserică din cult. Da? Părinții care m-au crescut, părinții prin care Dumnezeu m-a adus la el, părinții care mi-au dat Evanghelia, părinții care sunt oameni credincioși, părinții care nu trăiesc în imoralitate, care nu se fac vinovați de erezii, care nu se asociază cu eretici, care nu se asociază cu învățături false. Voi vreți să-mi spuneți, și asta se practică de fapt, voi vreți să spuneți că Apostolul Pavel în Biblia asta și Domnul Iisus Hristos a intenționat vreodată că eu să nu pot lua cina cu părinții mei, fiindcă ei sunt într-un cult sau cineva îi numește creștin după Evanghelie sau că îi numește baptiști? Sau că îi numește tudoriști? Deci voi vreți să-mi spuneți că Biblia asta mă învață să nu iau cina cu părinții mei? Nu mă învață. Asta nu este Duhul lui Hristos. Eu vreau să vă spun deschis lucrul ăsta. Asta este una dintre cele mai mari dureri ale mele pentru frații mei din părtășie. Mă afectează profund. Ideea aceasta, promovarea acestei idei că eu nu pot lua parte la frângerea prin să mă duc în adunare cu părinții mei și eu stau acolo. Nu pot să iau masa cu ei. De ce? Că se tem că frații îi iau la întrebări că au luat cina cu mine, frângerea pâinii cu mine. Cu cine? Cu un eretic. Un eretic care, el își spune creștin, nu îmi spune niciun fel, alții mă poreclesc în fel și chip. Eu îmi spun creștin, dar nu pot să ia cina cu mine. De ce? Păi nu știm dacă am fost încă acceptat în părtășie, în grupare. Cine face dezbinarea? Cine are Duhul sectar? Cine face fracturarea în trupul Domnului Iisus Hristos? Eu? Ei? Nu. Ei n-au nicio problemă. Ei stau împreună cu mine pe temelia jertfei Domnului Iisus Hristos. Fracturarea o fac cei din părtășie. Fracturarea o fac frații. Sub eticheta numele Domnului Iisus. Și vă mai spun un lucru cât se poate de serios, fără să vreau să vă jignesc. Vor veni mulți în ziua aceea care vor. Doamne, n-am făcut noi în numele Tău multe minuni, n-am scos noi dragi, n-am profețit noi în numele Tău. Ei n-au fost nici calvinici, nici reformați, nici baptiști, nici creștini după Evanghelie. Au făcut totul în numele Domnului Iisus Hristos, cum se fracturau și în Corint în numele Domnului Iisus. În numele Domnului Iisus îi disprețuiau. În numele Domnului Iisus se considerau superiori. În numele Domnului Iisus ei respingeau și pe alu Pavel, și pe alu Apola, și pe alu Chifa. Pe toți îi respingeau în numele Domnului Iisus Hristos. Ce le spune Hristos? Plecați de la mine că nu vă cunosc. Nu spun că asta va face Hristos cu cei dintre frați. Nu spun asta.
Ci vreau să spun că a te pune tu sub numele Domnului Iisus Hristos, a-ți lua o etichetă care sună bine, nu înseamnă neapărat că ești Domnul Iisus Hristos și n-are nicio treabă, nicio legătură cu a fi părtaș cu niște credincioși adevărat sau cu nu a fi părtaș. Nu asta este temelia etichetele. Temelia este Evanghelia, temelia este nașterea din nou, temelia este cu adevărat să te fi întors la Dumnezeu, temelia este o trăire în sfințenie după voia lui Dumnezeu, temelia este să nu te faci vinovat de călcarea cuvântului Dumnezeu și promovarea unor erezii, nu de purtarea unor etichete. Oamenii o să ne eticheteze până la sfârșitul vieții. Dacă ne-am luat după etichete, n-am mai putea să luăm cina nimeni cu absolut nimeni. Nici măcar n-am luat cina cu noi nici măcar. N-am putea, dacă ar putea să existe așa ceva. Vă chem la analizare, la gândire, la cercetare a Sfintelor Scripturi și convingerea mea fermă este că o asemenea învățătură și practică de dezbinare, de separatism promovată de frați din părtășie este nebiblică. Și mi-aș dori ca Dumnezeu să aducă lumină în privința asta pentru că eu îmi doresc să fiu parte cu ei, nu numai în Evanghelie, nu numai în Părăția lui Dumnezeu, ci și astăzi, în lucrare și la masa Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze!